Servus, dragilor! Astăzi ne vedem cu Oana Strunilă. Nu mai trebuie să o prezint. Eu mai greu trebuie să mă prezinte ea pe mine, că aici ea e vedeta. Oana, chiar dacă nu trebuie să o prezint, doar vă aduc aminte că este balerină, coreograf, actriță, cred că și producător, nu? Da, am ajutat și în producție. Practic este în domeniul ăsta artistic orice. E un fel de Napoleon. Om bun la toate. Băi, om priceput la toate, nu bun la toate. Da. Oana este aici pentru că noi ne cunoaștem prin intermediul cățelului ei, care este un minunat ciobănesc german negru, pe care îl cheamă Badu, așa ne-am și cunoscut, și care vine la noi des, dar nu atât de des, pentru că ei nu umblă chiar atât de brambura. Tot timpul stau și cu cățelul. Și o să povestim un pic despre Badu, despre ceilalți căței ai Oanei, despre viața lor, despre Oana pe care ați văzut-o doar din prisma a ceea ce face. Și mie mi se pare foarte interesantă să ne uităm la ea și din prisma omului. Bine ai venit, Oana! Bine v-am găsit! Foarte frumos aici la voi! Mult mai frumos decât, să-și mai spun încă o dată, da. Ai nevoie de altă poze care să arate cât de frumos e aici, că... deși arată foarte bine deja pe Instagram, pe social media, e mult mai fain aici, e foarte plăcut aici. Când, la voi. Mulțumim, când te-am invitat, mulțumesc că ai răspuns instantaneu, da? Când te-am invitat, mi-ai zis că tu ai o problemă cu camera, ceea ce m-a surprins foarte tare, având în vedere că tu ești vedetă și ești foarte obișnuită cu camera și ai filmat o grămadă de lucruri și ai fost și la Dancing with the Stars cu soțul tău și acolo nu se vedea nimic cum că ai avea o problemă cu camera. De ce au vedetele, de ce are Oana probleme cu camera? Odată nu sunt chiar atât de obișnuită cu camera pe cât o faci să pară. Știi, soțul e ăla care cochetează cu camera și o face foarte bine. Dar în experiențele pe care le-am avut, asta mi-a fost problema. Când voiam să reușesc, de când s-a dat acțiune până când se oprește, să reușesc să fiu eu. Știi? Și atunci ai un timp foarte scurt, ai 5 minute cât se dă rec la cameră, în care să încerci să fii tu. Asta, dacă am un rol de făcut, nu e problemă, că mă transpun în rol, de obicei e dans. Și sunt, dar când trebuie să fiu eu, am un timp foarte scurt în care încerc să bag tot ceea ce sunt eu și atunci devin o ciudățenie acolo. E un efort așa care te face să nu mai da, fii tu. Da, să nu mai fiu eu, exact. Și mi-e foarte inconfortabil când e o cameră. Și cred că nu e ceva neobișnuit. Cred că, de fapt, orice om, mai mult sau mai puțin vedetă, are puțină problemă cu camera. Da. Probabil. Uite, Octavian a fost foarte fain, soțul, că l-am întrebat, zic, băi, cum se dă rec și cum fac eu să fiu normală? Și a zis, băi, știi ce fac eu? Eu îmi imaginez că acolo unde e camera e o tipă pe care nu musai că vreau să o cuceresc. Că nu-mi permit. Dacă către care, știi, vreau să mă fac așa, adică, dar nu mă uit la ea, adică nu-i dau atenție. Și atunci, mă prefac acum că e un punct de vedere, dar nu reușesc, știi, să încerci să te prefaci că e cineva acolo, nu-i camera, e cineva care ai vrea să te observe, dar să nu fie evident, știi. Nu era ideea. Nu, da. Pot să o preiau și eu. Da. Badu. Badu este o minunăție brunetă. Cum a ajuns Badu în viața voastră? O să zic acum, o să-ți recunosc. Nu, în primul rând am vrut, copiii au crescut, cât au fost copiii mici, eu am avut câini. Am avut câini din, cred că liceu am avut primul câine. Și mi-a plăcut, sunt genul cu câine, e un soi de prietenie acolo, e o comunicare care e minunată între om și câine. După care au venit copii, n-am mai putut să am câine pentru că aveau copii nevoie de toată atenția mea. Copiii au crescut și am zis, bă, hai că parcă am timp din nou de un câine. Și am vrut ciobănesc german,
odată că noi am crescut cu câinele lup, cel mai deștept e câinele lup și e extraordinar, câinele lup, vrem câine lup. După care, la mare, am întâlnit un câine, un ciobănesc, era în vârstă, avea cred că 12 ani, super de treabă și liniștit, deci era ca un bătrân înțelept, dar care încă vrea să-i arunci bidonul. Deci, și era atât de frumos cu copiii, se ducea, le aducea bidon, dar blând așa, în mișcare, în tot. A venit cu plus pe ideea de câine lup, vreau câine lup. Și după aia l-am văzut pe Șuier, de la Ministerul Afacerilor. Toți au avut pe Șuier. Exact. Și am zis, câine lup și negru, e clar. Deci, și am început să citesc, că zic, băi, hai să vedem. Tot ce găsești informații despre câine lup este despre ciobănescul german, extraordinar, loial, deștept, tot zic, păi, e ideal, adică. E adevărat, da. Doar că nu-ți spune nimeni. Da, nu-ți traduce de fapt ce ca înseamnă loialitatea. Ca să multă energie trebuie să lucrezi cu câine, exact. Câinele te păzește. Da, și uite așa, gata, ni s-a pus pata ciobănesc german. Cumva a coincis și faptul că urma să ne mutăm. Când am zis că ne mutăm, țineam cont și de faptul că o să ne luăm și un ciobănesc german. De mutat am ajuns, ne mutăm tot la un apartament, dar e un apartament care are un balcon foarte mare, în care Badu are țarc, tot cu cușca lui, i-am făcut țarc cu gard, cu tot, suntem pe lângă Parcul Național. Deci cumva, când ne-am ales apartamentul, am avut și asta în minte, că o să ne luăm ciobănesc. După care am început să căutăm canise. Cred că găsim ceva pe la Botoșani sau undeva în zona aia. Dar nu aveau pui, aveau pui abia, nu știu, anul următor. Și întâmplarea a făcut să cunoaștem pe cineva care cunoaște pe cineva care cunoaște pe cineva care tocmai avea pui de ciobănesc cu pedigree. Părinții amândoi, da, părinții lui Badu, ciobănești duși la concurs și am zis, ok, ăsta e, pe ăsta îl luăm, ce drept, e și vria aia, când te hotărăști că vrei câine, și, adică, și când se apropie, cu cât se apropie mai mult, că eu, e ok, m-am hotărât acum 2-3 ani, dar cu cât devenea mult mai evident faptul că, băi, gata, ne mutăm și mutatul vine la pachet cu câine, nu mai era într-o efervescență dintre aia în care vrei să-l iei imediat de, știi, și alea 2-3 luni cât mai trebuie să stea și cu... Și aici voi n-ați greșit, dar aici se face de obicei greșeala, că oamenii își iau ce se nimerește, de pe unde se nimerește, pentru că vor acum. Și canisele serioase nu au pui așa pe toate drumurile, la orice oră, că n-ar mai fi canise serioase, ar fi mulțitor de ea pe bandă. Și de aici se ajunge la luat ce se nimerește și la problemele care vin. Da, înțeleg, oricum voi ați făcut o planificare. A fost. Cumva canisa nu e specializată pe ciobănești germani, de unde am luat, dar e o canis pe care am căutat-o, am înțeles că lucrează mai mult în export, nu știu să zic numele de unde l-am luat, că nu mai e în certificatul lui Badu acolo. Dar da, de acolo l-am luat și mi-a plăcut foarte mult că au insistat, oamenii mi-au explicat când l-am luat. Băi, vezi că e foarte, adică sigur, nu-i primul câine, vezi că e dificil, dar nu mai, atunci ești deja în aia, hai să-l iau odată, ce bine că l-am luat. Dar a fost primul ciobănesc german și după aia a început distracția. Badu, noi îl cunoaștem bine. Da. A fost la dresaj la un alt dresor foarte bun de altfel, da. Dar îl știm pentru că, într-adevăr, nivelul de energie, ca de fapt la toți ciobănești germani de lucru, sunt bombă pe energie, iar Badu e un câine cu o înclinație foarte bună pentru pază. Da, eu am zis că ceilalți trei pe care am avut înainte nu au fost câini, adică e o diferență de la cer la pământ între ce am avut eu înainte și ciobănescul. Ce ați avut înainte? Am avut un ciobănesc de Berna, labrador și un dalmațian. Da, nu seamănă. Poate dalmațianul o să aibă un nivel de energie asemănător. Da. Da, da, e o diferență. Da, e o diferență și voi ați nimerit și un exemplar care chiar e
de la mama lui, ca să zic așa. Dacă îi dai de lucru 10 ore pe zi, bagă. Da, da, e, da, da, e minunat. Deci sunt topită după el. Deci are așa un drive de lucru. E incredibil. El doar asta vrea să facă, vrea să muncească. Deci nu lugu, lugu, cuțu, cuțu, ce drăguț ești. Nu, dăm ceva să fac. Deci da, e tot timpul serios. În starea asta. Da, nu știu, te vezi, da. E important să știi oamenii, pentru că da, toți am crescut câinele lup. Câinele lup e cel mai deștept. Câinele lup e foarte deștept. Nu neapărat cel mai deștept. Eu aș vota Malino la categoria asta, dar ăla e mai complicat decât Ciobănescu german. Deci, ăștia nu-s câini decât pentru oameni care pot să lucreze cu câine. Că sunt niște câini de lucru până la urmă. Da. Nu-s buldogi englezi care stau pe canapea și îi scoți la plimbare și zdrăguți și îi scarpini. Sunt niște câini cu care trebuie să le dai de lucru și atunci, înainte să luăm un câine cu nivelul ăsta de energie, trebuie să ne gândim cât timp avem să le dăm de lucru și cât talent. Adică tu ai lucrat mult cu Badu, dar sunt oameni care nu-s dispuși să facă asta. Da, dar nu simt că nu, adică eu cumva mă învinovățesc așa, simt că nu lucrez cât ar trebui să lucrez cu el. Știi? Și tu ești, adică, până la urmă, un om de un format fizic foarte bun, adică tu duci plimbări lungi cu Badu, da. Duci activitate fizică, nu, voi nu sunteți niște oameni statici, mă și uitam la ce vacanțe faceți și ce activități, că voi sunteți pe mișcare și pe făcut cât mai mult efort, adică teoretic voi vă potriviți cu Badu și chiar și așa zici, da, că ar avea nevoie de mai, ar avea nevoie de mai mult. Da, nu e... Ce... Mai e o greșeală aici, în... Mie, eu nu m-aș numi un stăpân corect de ciobănesc german, pentru că l-am, e o experiență extraordinară. Nu știu dacă următorul, deci cumva n-am șters de pe listă că următorul ar fi ciobănesc german, dar când l-am luat, m-am gândit foarte mult la fiica mea, că aș vrea ca Eka să iasă în parc seara și să poată să meargă cu ciobănescul german, dar eu având în cap ciobănescul ăla de pe malul mării care se plimba și era liniștit. Așa se întâmplă. Da. Și eu îmi imagineam că ok, când fiica mea o să aibă 15 ani, ea merge cu ciobănescul german, nimeni nu o să-i zică dă-te mai încolo, că ciobănescul normal deja îi impune așa puțin. Acum fiica mea are 14 ani, dar nu cred că poate să iasă cu Badu să plimbe. Și cumva motivațiile mele pentru a-mi lua ciobănesc german, am descoperit că nu erau deloc corecte. Știi? De asta nu mă consider un stăpân bun. Am o problemă cu... Încerc să fiu stăpân poți bun. Poți să ne zici care erau motivațiile? Asta, să iasă cu fetița? Să iasă fetița? Cu Eka, da. Să iasă cu fiica mea să se plimbe. Cred că am vrut un câine care să mă provoace puțin mai mult. Mă așteptam ca un ciobănesc german să mă provoace în sensul de lucru cu el. Mă așteptam la asta, mă așteptam să lucrez, dar nu mă așteptam să fie nevoie de atât lucru, așa de mult lucru. Și apoi mai voiam, cumva faptul că înaintez în vârstă, mi se pare că vine la pachet cu un soi de lene, așa, de parcă organismul meu cere mai des să stea. Și am zis că dacă îmi iau un câine care să mă scoate și să mă provoace, o să fiu obligată să mă mișc. Adică asta e un foarte egoist ce spun, dar ea, na, ideea asta egoistă, ea s-a transformat de fapt într-o parteneriat foarte fain cu Badu. Dar astea au fost. Și mă rog, nevoia mea de câine, nu, asta nu știu cum să o traduc, de ce am nevoie de un câine. Da, acolo e o poveste lungă și... Uite, am un exemplu, dar nu e cu Badu, e cu labradorul pe care l-am avut. Când eram student, aveam, nu știu, 20 ceva de ani și la un moment dat, tot cu Octavian eram, dar ne-am despărțit. De parcă mama aia era despărțirea și eram la mare și aveam labradorul cu mine. Și știu că am plecat din cameră plânsă toată și era capătul lumii că m-am despărțit de iubitul meu, dar aveam labradorul. Și în clipa aia am simțit că, bă, nu e atât de mare tristețea, știi? Adică eu l-am pe ăsta, aveam labradorul, aveam câinele cu mine, știi? Și era, adică mi se pare că e, nu poți să ajungi niciodată în fundul unei tristeți când ai un câine, știi? Ce fain. Cumva așa, da. Aș traduce așa nevoia asta, știi, de câine. E, nu știu, oricât și acum copiii, faptul că nu mai au nevoie, nu mai e dependența aia
instinctivă de mine. Știi, câinele e așa, e un partener în care oricât de nasol ar fi, nu-i niciodată nasol de tot. Știi? Da, ce fain sună și da, așa da. E. E ancora. Da. Și asta am observat, uite, am mai observat la multe mame, cărora le-au crescut copii și acum aș varsă toată dorința aia de mămicenie pe cățel. Ceea ce nu-i neapărat bine. În cazul tău vine și cu disciplina la pachet și știu că nu răsfesc pe Badu da, suficient de mult cât să-l strici. Nu sunt, adică eu manifest iubirea mai degrabă așa, printr-un hai să facem ceva, știi? Nu manifest iubirea în lungul lungului. De fapt, asta este iubirea pe care și-o dorește un câine. Hai să facem ceva. Este manifestarea supremă a iubirii față de un câine, este să-i dai ce are nevoie. Și el are nevoie de lucru în cazul de față, de mișcare, de socializare, nu știu dacă e labrador sau golden, dar nu numai. Și da, minunat. Ce îmi place să aud o astfel de poveste. Ce, dacă, ziceai, dacă ți-ai mai luat acum câine, încă te mai gândești la ciobănescul german. Dacă ar fi să-i spui cuiva care vrea să-și ia ciobănesc german, ce l-ai sfătui? Nu știu, cu primul gând e să nu și aștept. Acum, deci când l-am luat pe Badu, ajung și răspund și la întrebare, dar când l-am luat pe Badu, în prima săptămână de când l-am avut acasă, am început să-mi sun toți prietenii care voiau să-și ia câine și să le spun să nu și ia câine. Eu fiind om cu câine, îmi plac câinii, iubesc câinii, dar în prima săptămână le-am spus tuturor, băi, nu vă luați câine. Nu știu, nici nu, dacă cineva ar vrea să-și ia ciobănesc german, nu știu, cred că mi s-ar părea cumva să pot să ai experiența unui ciobănesc german fără să-l ai întâi. Cumva, nu știu, să facă un soi de voluntariat la tine sau... Știi, cumva să poți să trăiești experiența asta, dar fără să ai, știi, să nu te pui în responsabilitatea asta, și tu și câinele. Mm-hmm. Cumva să poți să faci un soi de practică cu un ciobănesc înainte. Noi chiar ne gândim să facem niște seminarii în care să prezentăm efectiv câini, pentru că să vină oameni, uitați, adunăm 10 oameni care vor să-și ia beagle, de exemplu, și le aducem 3 beagle, pui adulți, dresați, nedresați, așa, și să vadă cum sunt câinii aia, de fapt, să le povestească stăpânii din experiență, ca să fie pregătiți, pentru că atunci când îți iei un câine, ăla trăiește foarte mult și tu trebuie să fii pregătit ca toată viața lui să faci față la cățelul ăla și să fii fericit cu cățelul ăla, că de fapt despre asta este vorba și atunci trebuie să știi exact ce faci. Să știi că nu toți câinii sunt ca Badu, adică Badu e un ciobănesc german de lucru de la ca la carte. Sunt și ciobănești germani mai de show, mai aia cu părul lung, de exemplu, ceva mai liniștiți, tot trebuie să le dai de lucru, nu chiar pe nivelul ăsta de energie și de hotărâre, ca să zic așa, dar, într-adevăr, ce trebuie să înțeleagă oamenii este că ăsta e un câine care noi știm că e deștept, dar când îți iei ceva deștept, trebuie să faci față la deșteptăciunea aia și deșteptăciunea la câini înseamnă că trebuie să le dai de lucru. Deci un câine deștept care îți zace în curte sau pe canapea, o să te lase fără canapea, fără curte, fără așa, că își face singur. Deci, nu-i... Uite, de exemplu, ne-am trezit într-o zi cu cineva care își luase 2 Malinois, nu unul. Pentru că a văzut, nu știu ce, videoclip pe internet, Malinois, care e un câine de poliție, graniță, dresori și oameni care chiar se potrivesc cu câinele. Uite, de exemplu, am un prieten, e instructor de Krav Maga. Ăla e bărbatul alfa care cu un malin se descurcă foarte bine. Da, am și văzut și oameni care au copii, sunt foarte potriviți pentru, nu știu, un golden și au malinoi. E super câine, dar trebuie să ai pe românește să te țină, ca să nu vorbim așa. Și cred că tu trebuie să ai deja un soi de antrenament și să vrei un partener lângă tine. Adică exact. Deci ne luăm un câine deștept când facem față la un câine deștept, nu luăm un câine deștept ca să-l punem în ramă și să vadă oamenii că avem un câine deștept. Și știi ce aș mai adăuga la treaba asta cu deștept? Că eu cumva așa am ajuns să o descoper. Deștept înseamnă că el ajunge și să hotărască singur în anumite situații. Da, și aici devine problema. De fapt, aici intervine problema.
problema. Exact. Că deșteptul nu înseamnă doar, adică asta am descoperit eu cu Badu. Deștept nu înseamnă doar că învață comenzi. Deștept înseamnă că într-o situație el o să hotărască ce să facă. Păreri. Exact. Da. Și e nasol că s-ar putea să hotără. Badu a avut mult timp o problemă cu dacă vedea copii în brațe. Și de obicei copilul era în brațe că plângea când pleca din parc sau... Și lui se părea că e ceva nu-i corect acolo și atunci lătra sau acum a trecut peste, a înțeles că e în regulă. Nu înțelegea semnalele. Da, adică deșteptăciunea asta se traduce în stai că hotărăsc eu ce să fac. Exact. S-ar putea și, să știu ce să fac. Și un câine deștept o să aibă tendința să se poziționeze ca alfa în haita care, mă rog, e formată din oameni, dar el o să vrea să fie șef acolo, că îl duce capul și atunci trebuie reținut într-o disciplină, disciplină cu dragoste, zic eu, dar în așa fel încât să știe că nu el hotărăște, dar va încerca, cu cât e mai deștept, cu atât mai mult va încerca să hotărască el. Și ajunge să hotărască și pentru oameni. Și bine, asta nu o pățim de obicei la ciobăneștii germani, o pățim la câinii de talie mică, unde de la răsfățul excesiv ajung să hotărască, practic își dresează stăpânii și de acolo lucrurile încep să meargă prost. Dar asta e, știi că, nu mai știu, cred că discutam la un moment dat despre atunci când tu transpui emoții sau stări umane, le transpui pe animal. Și cumva asta am învățat-o rapid cu Badu, că nu, suntem oameni și câini, suntem om și animal. Primate și canide sunt două lucruri total diferite cu limbaje complet diferite. Exact. Și atunci că mamă ce drag mie și ce aș vrea să dorm cu el, eu l-am învățat în crating, în foarte cușcă de mic. Uh-huh. Și atunci prima săptămână a fost groaznic, am dormit pe jos lângă cușcă. Normal că el era mic, era pufos, vrei să-l iei în pat cu tine, dar aveam tot timpul în cap în ce anume o să devină Badu, o să devină o chestie atât și dacă eu îl iau de mic că e drăguț și că e pufos și că dorm cu el în pat, când o să fie atât, asta o să vină cu probleme. Odată că o să îi se pare normal să fie în pat, asta vine da și cu comportament și ce spui alfa și... Locul cel mai înalt este locul lui alfa. Exact. Și atunci am stat, am dormit o săptămână lângă cușcă, ca să se învețe cu cușca și e în regulă. Dar aveam un prieten care, cum mă, dar nu ți-e milă, nu-l iei în pat? Băi, nu mie că știu ce o să devină, nu că ce e el acum. Eu știu ce o să devină. Asta cu mila, mie mi se pare că mi-e milă, că da, tu câinelui ăluia îi oferi adăpost, hrană, numai doctor, educație, iubire, atenție, activitate. Câinele ăla e un câine super norocos. Deci atunci când el cere ceva care nu e potrivit pentru el, nu trebuie să-ți fie milă, că mila e pentru ceva rău. De fapt, tu o să-i faci un rău dacă îi transmiți cățelului că el e un fel de om și îl pui într-o poziție pe care n-ar trebui să o aibă, că după aia e prea multă responsabilitate la el. Și de fapt, aceasta îl iau că se uită la mine și cere, ok, se uită la mine și cere mâncare de la masă care o să-i facă rău și după aia o să fie obez și o să vomite și o să facă alergii, dar mie milă de el și îi dau. Păi tu îi faci rău, adică la fel ca la copii, că dacă copilul plânge că nu vreau la școală, cum ar fi să-i zic, mie milă de el, săracul plânge, nu te mai duci iubitul la școală, stai aici, liniștit, trei clase ți-ajung și... Da. E cam la fel funcționează. Așa și cu creating-ul, când măi că-l ții în cușcă, el acum, pentru el ăla e safe space, cușca. Exact. Și pot să iau cu mine oriunde, merg la socri, merg la mare, am cușca și pentru el ăla e safe space deja. La început, normal că l-a enervat până și-a dat el seama că ăla e spațiul lui în care eu nu intru, eu nu... e al lui. Mm-hmm. E echivalentul vizuinei. Asta noi folosim termenul ăsta de crate, câinii care sunt dresați de noi, de obicei sunt lucrați pe crate training. Nu îi zicem cușcă, pentru că în momentul în care zici cușcă, și din nou vorbim de niște de-astea așa, nu sunt niște cutiuțe, oamenii se oripilează, pentru că proiectează modul lor de a gândi și se gândesc, mamă, păi pentru mine ar fi o închisoare. Da, astea sunt canide, o vizuină pentru ei, este o vizuină, este un loc de siguranță în care primește mâncarea, recompense, în care nu-l ceartă nimeni, în care se poate retrage când vrea spațiu personal. Este mult mai bine să ai un loc de ăsta unde să te poți retrage decât să ai la dispoziție, mai să la un câine anxios, nu mai vorbesc, să ai la dispoziție un spațiu mare unde sunt 1000 de pericole și mi-e fricuță. Deci crate training-ul echilibrează extra mai mult câinii.
și trebuie să înțelegem că pentru ei nu e o închisoare, pentru că ei nu gândesc ca noi, pentru că nu sunt primate. Dacă am avea un cimpanzeu pe post de animal de familie, atunci am putea să-l tratăm ca un om. Câinele e o canidă, este un fost lup, genetic este foarte aproape de lupi. Încă știi că Badu cu o lupoaică din pădure încă scoate pui perfect viabili. Încă putem să mai facem o rasă. Așa s-a făcut lupul cehoslovac și atunci trebuie să ne gândim că avem un lup mai drăguț, nu că avem un om cu mai mult păr. E mult mai aproape de acolo. E o ființă minunată și de-aia suntem aici, pentru că iubim foarte tare, dar e important să înțelegem și da, crate training-ul e foarte util pentru psihicul câinelui, pentru familie, te scapă de făcut în casă când e mic, da, te scapă de ros. Da, și tot ros. Eu n-am avut deloc problema asta, că el a fost învățat de mic cu... și... Na, ciobănești rod, văzut dezastre. Și da, pleci în vacanță, ei pleia cușca, ei dus-o așa, pentru el e același loc. Că se simte e foarte mult mai bine pentru psihicul lui. Evident, nu ținem câinele în cușcă toată ziua, nu închizi acolo și îl uiți și îl mai scoți jumătate de oră la plimbare. Da, câinele trebuie să facă mișcare, să stea cu familia. Dar noi, de exemplu, recomandăm noaptea cățelul să doarmă acolo și ziua, dacă nu e supravegheat, ăla e locul lui. Da, da, uite, mă bucur, suntem, n-am vorbit subiectele înainte absolut deloc și nu știam cum a fost lucrat Badu atât de detaliat, dar da, e, abordarea e foarte bună și un câine greu cum e Badu, dar la voi chiar a ajuns bine. A fost abordat corect, da, un câine de genul ăsta, uite, avem, de exemplu, bișon care își mușcă stăpânii. Te l-a dormit un pat și răsfățui excesiv, nu știu ce. Îți dai seama ce faci când ajungi cu un ciobănesc german, cu un comportament de genul ăsta, la ce se poate ajunge dacă îi administra greșit. Am văzut într-o zi la tine o postare care mi-a adus aminte de mine, ca să zic așa, despre fetița ta, care e foarte frumoasă. Mulțumesc, la fel. Dar nu zic la fel așa chiar. Da, nu. Noi avem niște fetițe despre care ni se spune că sunt foarte frumoase și evident așa ni se pare și nu. Mă rog, noi ne fiind deja deloc obiective, da. Așa, și că sunt foarte frumoase și că seamănă cu noi. Și ceea ce m-a frapat este că și eu am aceeași reacție de obicei. Eu nu mă cred frumoasă și n-am nicio problemă cu asta și... fata e frumoasă și mi se spune că seamănă cu mine. De unde așa, printr-un silogism, rezultă că și eu aș fi frumoasă, ceea ce mi se pare ciudat. Și am văzut fix aceeași dilemă și la tine cu fetița ta. Și voiam să povestim puțin despre asta, pentru că problema, una din cele mai mari probleme ale femeilor, în general și ale fetelor și adolescentelor și așa, este cum arată. Și e presiunea asta publică pe femei că ar trebui să fie frumoase. Și noi am ajuns la o vârstă, eu mai ales, la care eu ce țin mi-am dat seama că e ok așa, adică după o adolescență și o tinerețe în care pentru mine era esențial cum arăt și eram veșnic frustrată de cum arăt și... Și am văzut femei extraordinar de frumoase care au problema asta, adică te uiți la ele, sunt niște zâne și ele sunt frustrate că sunt urâte, că sunt prea grase, că sunt prea nu știu ce au. Și după ce toată am suferit că nu sunt suficient de frumoasă și că și mi-am dorit să fiu manechin, să fiu fotomodel și să așa și să practic să am o recunoaștere publică a faptului că sunt frumoasă, pentru că mi se părea că ăsta e lucrul cel mai important din viața unei femei. Am ajuns la faza la care mi-am dat seama că, bă, da, stai că m-am descurcat foarte bine și fără să fiu ruptă din soare și, de fapt, nici măcar nu contează. Ok, te ajută în viață, într-adevăr, oamenii frumoși au o viață mai ușoară pentru că obțin mai multă atenție. Dar și, sunt și niște studii cum că oamenii frumoși au salarii mai mari, au... Posibil. Nu știu că sunt. Da, serios, da. Și mi-am dat seama că, bă, de fapt, că dacă tu ești bine cu tine și... ești bun la ce faci și ești un om de treabă, adică aia știi cu are suflet bun, bă, chiar contează. Chiar nu mai contează dacă arăți frumos sau urât, sau am văzut niște oameni, niște femei de succes pe care nu le-ai fi dus să prezinte moda, dar pe care nu le-a încurcat deloc treaba asta. Nu știu, adică mie mi se pare că frumusețea e așa, e un soi de simetrie, adică estetic tradus, ea vine dintr-o simetrie, dar tu dacă vrei să fii frumoasă, vrei să fii frumoasă cum?
adică e un model de frumusețe, nu știu, Kim Kardashian sau, știi? Și atunci când pentru eu numesc oamenii frumoși, cumva oamenii care conțin frumusețea, știi? Vine la pachet cu o bunătate, cu un soi de veselie, cu umor, cu... Adică o frumusețe din asta estetică, mi se pare că nu are un finish. N-are, dacă mizezi pe asta, zici că vreau să fiu frumoasă, ea n-are... Parcă n-are un capăt, știi? Ce vrei? Vrei buze mai mari? Vrei ochii mai mari? Vrei... N-are finalitate frumusețea asta. Și cum zici... Mi se pare un bonus, dar eu poți cu, poți fără el, mi se pare un bonus, că te ajută, nu știu, poate că cineva e mai atent pentru că ești tu estetic corect și te ascultă fără să faci tu vreun efort, dar nu... S-ar putea ca mie să-mi fie ușor, mă ziceam mai devreme, faptul că fiind pe scenă, asta apropo de recunoașterea asta, că ești frumoasă, faptul că am lucrat pe scenă, că, nu știu, aveam costume, că și faptul că am făcut balet, pe mine m-a ajutat foarte mult, apropo de recunoaștere. Adică e așa, la orice masă, dacă zic că am făcut balet, e... Ești frumoasă by default. Exact, deja devin interesantă. Și am folosit doar asta, n-am mai fost, adică mi-a fost de ajuns asta. Și n-am mai vrut să fiu și frumoasă. Adică nu cred despre mine că sunt frumoasă. Dar cred că am umor, cred că sunt un om bun. Și încerc să mă cultiv așa, să am idei, să citesc, să văd. Frumusețea nu cred că te ajută dacă nu vine la pachet cu altceva. Și de fapt trebuie privit invers, trebuie să fii ceva și poți să ai bonus și frumusețe. La fiică-mi, de exemplu. Asta voiam să zic, că fetele noastre, a ta e adolescentă, a mea e preadolescentă și încep să aibă problemele astea, care sunt niște drame în adolescență și nu numai ele. Și poate ar trebui să le spunem, uite, noi suntem niște femei care suntem bine cu noi, că n-aș zice de succes, ok, tu ai făcut extrem de multe lucruri în viață, ai o familie faină, ai niște copii foarte reușiți, faci ce-ți place, adică nu există, de fapt ăsta e succesul, nu e nimic mai mare de atât. Eu sunt foarte, iarăși foarte fericită cu ce fac și la fel le-am pe toate și n-am avut nevoie să fiu Angelina Jolie pentru asta și asta ar trebui cumva să le spunem fetelor, că băi, nu vă mai stresați atâta, e... Foarte important, e mult mai important să fiți bine cu voi și să faceți ce vă place și să fiți ok decât să arătați, să vă puneți un milion de chestii și de sprâncene și de gene și de buzelele, nu mă disperă, așa, și să fiți veșnic stresate și frustrate de cum arătați, că nu aia e direcția în care vreți să ajungeți. Nu, fericirea e chiar înăuntru, adică noi suntem un exemplu de, băi, uite, poți să fii bine dinăuntru în afară, nu din afară înăuntru, din afară ce ziceai tu, în afară întotdeauna se schimbe standardele, nu-ți fie nimic perfect, dacă tu îți bazezi fericirea pe partea exterioară, atunci înăuntru nu o să ajungă niciodată nimic, pentru că afară nu o să fie niciodată perfect. Eu, bărbatul meu spune asta, că bă, tot timpul, oricât de frumoasă m-aș face, poate să treacă prin spatele meu una mai frumoasă. Adică nu există o frumusețe maximă ca să zic că mă duc în ea și băi, gata. Știi? Și mai mult de atât, ea nu contează. Eu pot să am o conversație cu tine și n-are nicio treabă frumusețea sau lipsa ei între noi doi și într-o seară plăcută cu cineva. Nu contează frumusețea. Inclusiv cu un bărbat. Că dacă acolo ajungi și uite, foarte mult motivează că băi, e pentru mine, că eu nu vreau să mă fac sau așa pentru cineva, eu vreau pentru mine că eu am niște probleme cu mine. Mi se pare că dacă te-ai culcat mai devreme puțin, ai face niște lucruri pentru tine, o călătorie, un, nu știu, plimbat în pădure, un urcat pe munte, o să-ți treacă treaba asta. Tu de fapt de asta ai nevoie, nu ai nevoie de, nu știu, trecut cearcăne, de întins pielea, ai nevoie de niște, sunt în interior alea de care ai nevoie.
pentru tine, dacă așa vrei tu să-ți traduci nu știu ce operație sau că pentru mine, știi? Acum, nu știu, nu discut de cei care își folosesc de imaginea lor ca să vândă produse sau acolo, probabil, nu știu, e nevoie să mă întins ca să mai obții 3 contracte sau știu. Da, e, până la urmă, că acolo deja vinzi ceva și... Ăla e produsul tău, exact. E produsul tău. Dar dacă nu câștigi bani cu asta, atunci... Eu fiică îi spun mereu, băi, construiește-te tu pe tine, pentru că ceea ce ești, că noi am pornit din start, că ale noastre sunt frumoase, că așa zice lumea. Așa, da. Exact. Dar ce ești tu, ești o organizare plăcută de celule. Știi, știu, dar asta e un dat, adică tu te-ai născut așa, zi mersi că ai datul ăsta și acum construiește-te tu în interior, că tu cu asta o să mergi mai departe, cu ceea ce ești, nu cu ceea ce arăți. Știi, doar asta te... Și eu am, țin minte, când eram mică, dar era vorba de un băiat, pe care era urât și mic și slăbănog, urât tare de tot. Dar îl voiam tot timpul cu noi în gașcă, pentru că era cel mai haios, avea foarte multe idei trăsnite, glume la el. Deci era singurul pe care îl voiam în gașcă. Nu mi-amintesc care era frumosul găștii, dar ăla știu că era urât, dar atât de plăcut ca om, încât mi-am dat seama că ăsta e, de fapt. Deci trebuie să fii... Mi-am adus aminte de Marius Manole, care e tot un client și sper, adică... Și un prieten al nostru, care e o ființă absolut minunată. Minunată. Deci, ecranul mi se pare că n-arată suficient de cât de fain el ca om. Și el asta zice tot timpul. De ce m-au pus pe mine în rolurile astea? Eu care sunt mai urățel și mai așa. Nouă ni se pare frumos. Dar Marius, deci, la el chiar e irelevant cum arată. Cum de altfel e irelevant și la tine cum arăți. Asta mi se pare că de fapt, da. Trebuie și el e... Da. N-am un cuvânt pentru el. Putea să, cred că putea să n-aibă un picior, dacă nu putea, n-avea un picior, nu putea să facă tumbele pe scenă, dar cred că putea să fie oricum, adică el ca om este undeva unde, whatever, dacă n-avea o ureche și 3 degete la mână, nu observa nimeni. Da, e de cât conții, știi? Și nu știu, mi se pare că asta, voia bună și cu umorul, asta te fac irezistibil. Nu contează, poți să fii lung, lat, cum ai fi, dar dacă ai o energie bună și umor, asta mi se pare că te fac foarte plăcut. Și despre asta ai vorba. Și asta ai, de asta ai nevoie. Iar astea, știu asta că am o prietenă care la un moment dat o apucase, că parcă și-ar pune ea ceva aici, dar zic, băi, culcă-te și tu cu 2 ore mai devreme și îți promit că o să-ți treacă gândurile astea. Nu, încă nu și-a făcut nimic, dar eu o simt la mine, adică eu știu, eu dacă dorm, nu mai am gânduri, nu mai am... Și să și întind, adică și fizic, știi, să mai întind de pielea cu niște somn e nevoie. Să dormi puțin mai mult și fă lucruri pentru tine. Aia cu fă lucruri pentru tine, orice ai face, chiar dacă ești foarte ocupat cu ce faci, chiar dacă ai copii mici, e greu să faci lucruri pentru tine când ai copii mici, ai trecut și tu prin asta, dar o bucățică acolo face foarte mult bine. Și uite, mai e un lucru, am vorbit cu un prieten, că așa, bă, câte energie ai, cât te faci, cât te duci, și ziceam, bă, adevărul e că n-aș face nimic din cât te fac. Dar fac un efort să fac toate lucrurile astea, nu știu, anul ăsta m-am pornit așa pe multe. Și înainte să merg în drumeții cu cortul, s-a urcat pe munte. Nu am niciun chef, am toate argumentele să nu mă duc, stai că unde mă duc, cu cortul, că-l montez, că e, știi, și îmi găsesc toate scuzele. Dar m-am blocat, trec peste scuze, trec peste tot, mă duc, fac lucrul ăla. Și atât de mult îmi place din clipa în care ajung acolo și după aia, după ce am făcut-o. Și asta cred că e o chestie a vârstei, așa cumva, ce ziceam, știi, și de ce mi-am luat câine. Că îți vine din ce în ce mai mult să stai puțin pe canapea, să-ți deschizi Netflix. Și e cel mai prost moment ca să stai. Că de fapt, dacă vrei să te menții în formă și să ai poftă de viață și să fii sănătos și să trăiești 100 de ani și așa, trebuie să ai activități, trebuie să nu te oprești. Dar e un efort să faci activități, dar beneficiul de după e nemăsurat.
Dar e un efort, adică nu e ușor. Știi că eu am, băi, exact ce îmi spunea asta, băi, cât energie ai, știi? Și tu zici că tu n-ai energia aia să faci lucrurile. Mă, nu, e un efort, energia aia e un efort, dar care la sfârșit dă cu plus, dă cu stare de bine. Dar e un efort să te ridici de pe canapea, nu e ușor. Adică e... Apropo de... Eu nu prea ajung pe canapea, că n-am timp, deci nu știu, dar sunt convinsă că foarte multă lume are problema asta. Apropo de făcut în continuare lucruri, te-ai apucat de un master. Da, m-am apucat de master la coreografie, pentru că eu am rămas însărcinată în ultimul an de licență la coreografie. Și așa, pe scurt, eu am terminat liceul de artă la balet. După care, nu știu, ca toată lumea, cred, zici, bă, trebuie să-mi iau o meserie de backup, știi, trebuie să fac. Și am făcut management, facultatea de management, mă băgasem și la drept, că am avut eu gânduri de alte lucruri. După care, normal, că traseul m-am întors înapoi pe scenă și m-am pus la licență. Dar în ultimul an de licență am rămas însărcinată și mi-am dat seama că eu nu pot să bune sau bunici sau eu trebuie să fiu acolo full time. Și atunci am întrerupt studii, am întrerupt tot și a trebuit să fiu acolo full time 11 ani. Și acum, pentru că au crescut copiii, nu mai au așa nevoie de mine, am zis ok, hai să o iau de unde am rămas, știi? Și m-am înscris la master, la coreografie. Și acum am început de două zile, râdeam săptămâna trecută, eram la cursuri prima, știi? Adică am așa un drive de ăsta de a învăța acum și de, cred că toți adulții avem asta, de bă, dacă aș avea eu, știi, mintea de acum să mă întorc la școală. Ce bine era. Da, dar și cumva eu acum așa m-am întors, știi, m-am întors la școală așa cu energia asta de să învăț, m-am înscris la toate opționalele, module, tot, deci dați-mi de învățat. Deci, și te descurci și cu asta, și cu copiii, și cu Badu, și cu Octavian? Acum să văd, că uite, de exemplu, mă încurc puțin că ea trebuie să-i scad ora lui Badu cu o oră de scos afară, că scoteam la, mă rog, scoteam la 10, acum trebuie să-l scot pe la 8:30-9 și la ora aia ies de obicei toți câinii mici să se plimbe, că eu mi-am făcut programul cu Badu, în așa fel încât să, când știu eu că e mai liber prin zonă, ca să ne întâlnim cu mulți câini. Că, am zis deja că Badu e reactiv și acum trebuie să reușesc să-mi găsesc ora, cred că s-ar putea să o trag până la 7:30, că atunci e iar mai liber. Copiii sunt ok, că am cursuri până în ora 3 și atunci și ei tot la 3 termină și ne întâlnim cu toții. Mai am senzația asta că de fapt ai timp, cu cât faci mai multe, cumva cu atât ai mai mult timp, știi? Dacă faci lucruri care îți plac, știi, mă rog, citisem, de fapt ești mai productiv, nu că timp tot pe la lai, dar ești mai productiv. Ai mai mult drive. Exact. Dacă te blochezi într-o chestie, îți pierde cheful și te lălăi cu ea și așa, dar dacă ai asta, 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 e cumva energia se creează, se autogenerează, exact, din, da, cât mai multe activități. Bine, asta nu înseamnă că la un moment dat nu trebuie să zicem într-un fotoliu cu o carte sau să dormim, că somnul da, e esențial, dar da, multe activități. Dar cu toate astea, cumva seara, așa, adică uite, și seara am timp să merg la un spectacol, știi, sau la nu știu, abia am început, știi, văd dacă, dar cred că mă descurc cu ele, știi. Ce fac oamenii de artă? Era să zic actorii, da, ok, la soțul tău se potrivește, deși și el e producător sau ca și de regie, cred. Da, regie, încă mai joacă, regie, scenaristică, producție. Așa, sunteți, da, de doi tot. Napoleoni. De, da. Ce fac oamenii de artă în timpul liber? Păi, cum vă distrați voi? Am ultima vreme iau bilete la tot, concerte, spectacole de teatru, deci tot artă. Tot artă. Și drumeții, mi-am pus drumeții, îmi iau drumeții cât de des pot. Și am început acum city break-urile sau vacanțele pe care le facem să fie doar tot pe artă. Adică
nu știu, pe muzee sau să găsim ceva, un factor, ceva de învățat acolo în excursia respectivă și ne-am dat seama că de fapt așa funcționăm, cel puțin noi adulții, eu și Octavian. De fapt așa ne plac, știi, vacanțele, nu... Pe de altă parte, eu vara merg și stau 2 luni la 2 mai. Deci cumva atunci stau și nu fac nimic, citesc. Atât. Uite, asta e o idee foarte bună. Deci mă încarc, dar asta pentru că noi, artiștii, vara nu se joacă, nu e multă activitate în timpul verii. Și atunci, în alea 2 luni, chiar stau și nu fac nimic altceva decât să citesc, atât. Deci... Și baduie la tine. Da. Se joacă cu deci îmi iau pauză și de la badu. Da, și în alea. Iar după aia, da, să fie totul. Nu, și e cumva o relaxare așa în informații noi, în... Uite, vezi, așa arată pasiunea, bine, de fapt. Da. Atunci când jobul tău e și pasiunea ta și forma de relaxare, arta e peste tot în viața voastră, cei mici și ei dau vreun semn că ar lua în direcția asta? Sunt la Tonița amândoi. Deci dau multe semne că ar lua în pictură, da. Și normal, noi voiam să-i facem scenografii, ca să ne facem, să avem echipă regie, completă. Coregrafie, scenografie. Nu vor niciunul scenografie, vor animație, e ca vrea animație și Sasha vrea grafică video, normal, că e cu jocuri, cu așa. Pare că se descurcă după note și după ce... Da, eu cred că talentul e ca frumusețea, știi? Te ajută. Dar e munca. E munca, adică da. e doar munca, la fel ca și tine, ca om, știi? E o muncă să te construiești un om fain. Că varianta e ușoară, stai acasă, să la Netflix toată ziua. Varianta mai puțin ușoară e să ieși, să citești și să te... Așa mi se pare și, nu știu, în orice profesie. Talentul doar te ajută, îți pune acolo, sprinkle așa pe ceea ce ești tu. Dar... E muncă, știi, multă muncă. Iar ei acum sunt în procesul de a învăța să muncească. Știi, nu știu cât sunt de talentați pe desen, deși mie îmi place ce fac ei, dar ce îmi place, de fapt, la școala asta e că îi încurajează să fie ca ei. Și am simțit asta mai mult la Fimiu. Sasha era mai, nu introvertit, dar... Lui nu-i place starea de concurență, nu vrea să fie cel mai bun musai la școală. Că artiștii, în general, sunt cumva incompatibili cu ideea de concurență. Ei sunt unici. Adică aici nu vorbim de care produce mai mult sau care e un concurs și care ia locul întâi. Adică e cumva, cred că așa vine la pachet, nu? Așa, da, așa e normal să fie. Așa, adică așa e matur să o gândești. Dar acum, știi, îl simt așa că e încurajat să fie ca el, că tocmai asta e, la Tonița nu vrem să facem la liceu de pictură, nu vrem să-i facem pe toți la fel, că da, și-ar pierde fix scopul. Fiecare să fie ceea ce este el și asta mi se pare că pe Sasha l-a ajutat foarte mult, știi, și se simt foarte relaxați acolo, că nu trebuie să fie într-un tipar. Știi? Și asta mă bucur, asta mi-am dorit pentru ei, știi? Să fie o familie ca de artiști? Da. Și un ciobănesc german de lucru? Și exact, un ciobănesc care să ne scoată așa puțin din plutire. Vă dea nota de realism. Exact, da. Badui foarte concret la el. Este, da. Lucrasem cu el la că eu le spun tuturor, nu știu, și când mai pun cât un filmuleț cu el ce mai fac, sunt tot timpul, băi, dar nu e așa. Deci nu, e multă muncă acolo. De fapt, nu asta e realitatea cu un ciobănesc. Că la un moment dat glumeam, dar nici nu mai știu dacă trebuie să ți-l arăt pe ăla. Și am făcut vals cu Badu. Dar el, de fapt, pornea din poziția, mă rog, trece are el comanda când trebuie să-mi stea mie aici în stânga. Și doar mergea cu mine înainte-înapoi, dar i-am pus și muzică, ieșise de un vals acolo făcuse. Și aveam senzația că, bă, cine o să vadă asta, crede că ciobănescu vine la pachet cu valsul și că e super simplu. Ți-ai luat un ciobănesc german și de ușor se drestează. Și mereu când pun cât un filmuleț sau îl arăt cuiva, de asta o haioșenie, ce facem? Nu, deci nu e asta, asta e doar așa, dar în rest e multă muncă, adică nu... Deci, viața cu un câine e un vals cu multă muncă. Da. Mulțumesc, da. Ana.
tare mare mult, drag. Mulțumesc că ai venit. Da, mă simțim mult mai bine. De fapt, mă așteptam să mă simt bine, dar da, mă simțit și mai bine. O cafea pe care o mai și filmăm, dar da, chiar e despre oameni și câini. Și tu chiar ești un om super fain. Mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc tare mult că m-ai chemat.